Noul an școlar bate la ușă. Luni 9 septembrie va suna clopoțelul pentru a anunța începerea noului an școlar 2019-2020. Magazinele de specialitate s-au aprovizionat și îi așteaptă pe părinți și bunici cu o gamă largă de produse necesare unui elev pentru a merge la școală, de la uniforme, ghiozdane și rechizite până la echipament complet pentru orele de sport. Prețurile acestora variază în funcție de marcă și producător, însă sunt accesibile pentru toate buzunarele. Avem uniforme de copii, în special la fetițe lucrăm cu o firmă din Brezoi de foarte mulți ani. Suntem mulțumiți atât noi cât și clienții și sper să înceapă vânzările. Încă nu au început așa cum trebuie, dar sper să se pregătească părinții. Ce preț are o uniformă pentru clasele 1-4? 95 de lei. Uniforma de fetițe? Uniforma de fetițe. Și de băieți? Și de băieți undeva la 170. Ghiozdănelele? Ghiozdănelele sunt între 39 de lei și 69, cam așa sunt prețurile la noi. De firmă, prețurile mai mici. Iar pentru orele de sport, un training și o pereche de încălțăminte pentru sport? Da, deci la training-uri avem valori între 95 și 120. Training-urile de Sibiu sunt un pic mai scumpe, de la Andu sunt undeva la 160. Iar un Adidas mai bun, 75 de lei. La articolele de papetărie, precum caietele de 48 de file, prețurile pleacă de la 2 lei. Culorile și acuarelele au prețuri cu valori cuprinse între 6 și 12 lei. Penarele neechipate costă 25 de lei, iar cele complet echipate cu stilou, radieră și creioane colorate nu depășesc prețul de 40 de lei. La ghiozdane, în funcție de mărime, prețurile oscilează între 60 și 130 de lei. Pentru a nu se aglomera, dar și pentru a suporta mai ușor cheltuielile începutului de an școlar, unii părinți au început din vreme să cumpere cele necesare pentru copiilor. Cam câți bani alocați pentru începutul anului școlar? Ce să vă spun, că nu știu, undeva cred că la 2000 de lei. 2000 de lei și aici ce ar fi? Pentru ce ați cheltui acești bani? Pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, caiete, rechizite, tot ce trebuie. Ați început să faceți? Da. Deci prima parte s-a dus 11.100. 1100 pe ghiozdănel? Training-uri, uniforme, tot ce trebuie, da. Și deci veți mai avea încă de cheltuit. De cheltuit când începe școala, ce ne dă de la școală. În funcție de necesități. Tocmai ați făcut ceva cumpărături, puteți să ne spuneți ce ați cumpărat? Uniforma. Uniforma și cât a costat? Suficient. Ne puteți da? 100. 100 de lei, da. Reprezentând uniformă pentru clasele 1-4. Da. Obligatorie. Sigur. Este primul articol pe care l-ați achiziționat sau ați mai făcut deja cumpărături? Am mai făcut, mai avem, veți? Mai facem. Da. Și v-ați gândit așa o sumă la care o să ajungă toate aceste cheltuieli pentru începutul anului școlar? Reducem la minim posibil. Și pentru prichindeii care merg la grădiniță, părinții au de făcut cheltuieli la care, în unele cazuri, își aduc contribuția și bunicii. Ați început să cumpărați rechizite? Ușor, ușor. Ați cumpărat ceva? Da, am luat ghiozdănel, câteva hăinuțe, mai avem. Pe ghiozdan cât ați dat, nu vă supărați? Vreo 50 de lei. 50 de lei și da. Găinuțele? Nu mai știu, că am luat amestecate, am luat și pentru cel mic, că merge la grădi. Și cel mic merge la grădiniță, da, și el are nevoie de ghiozdănel? Și el de ghiozdănel, haine. Caiete, culori? Nu, astea nu, ni le dau de la grădiniță. Și pentru grădiniță trebuie cumpărate rechizite? Este. Și aveți ca un buget alocat? Da. Cam câți bani? Păi astea sunt treburile părinților. Părinții. Și noi mai adăugăm. Anul școlar 2019-2020 va avea 35 de săptămâni. Va începe luni 9 septembrie. Primul semestru se va încheia în 20 decembrie 2019, odată cu începerea vacanței de iarnă, iar semestrul al doilea va începe în data de 13 ianuarie și se va încheia la 12 iunie 2020.